Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem la postul soarelui peste praznicul Sfântului Sfințitului Mucenic Artemon, preotul din Laodicea, mort la anul 303. Dar prăznuim și Sâmbăta Morților, cum în fiecare sâmbătă a postului mare îi aducem la suprafața inimii noastre și în cugetul nostru pe cei plecați dintre noi care sunt parte integrantă a genezei existenței noastre. De aceea îngăduiți un cuvânt din Pateric despre Daniel Monahul. Avea Daniel, trecând odată de un loc, a văzut un călugăr păzit de cineva, deci apropiindu-se starețul, l-a întrebat pe fratele acela zicându-i: pentru ce ești prins, frate? Și înștiințindu-se de la el că este învinuit de o ucidere, a zis Ava către cei ce-l prinseseră: unde este omul cel ucis? Iar ei l-au arătat lui. Atunci s-a apropiat starețul de cel ucis, deci de cadavru, și i-a zis, de față cu toți: să ne rugăm toți. Iar el, ridicându-și mâinile către Dumnezeu, îndată s-a sculat cel ucis și a zis lui înaintea tuturor: spune-mi mie, cine te-a ucis? Iar acela a zis: intrând în biserică, am dat aur mult unui slujitor să-l păstreze, iar el, scălându-se, m-a ucis și, aducându-mă, m-a aruncat în mănăstirea părinților. Ci mă rog vouă să luați de la dânsul aurul și să-l dați fiilor mei. După aceea i-a zis lui starețul: să adormi iarăși la loc, până ce Domnul te va învia pe tine în ziua cea de apoi. Ar fi ceva. În locul proceselor și în locul alergărilor pe care procuratura și poliția uneori aproape că o facă în zadar, să ne întâlnim cu un astfel de sfânt care să ridice din groapă câțiva dintre copiii, dintre tinerii uciși, dintre oamenii uciși, care pot mărturisi cine și ce le-a făcut. Nu doar că am scutit bani de la buget, că nu despre aceasta este vorba, ci despre forța aceasta excepțională a unora dintre părinții bisericii de a ridica din moarte oameni pentru a rosti adevărul. Cine rostește adevărul poate să facă pe oricine care moare în numele adevărului să propovăduiască și să crească, să învie, să se așeze la îndemâna noastră ca propovăduitor al adevărului. Mâine este o nouă zi.